Efraim are viitor și are și prezent și ne bucurăm pentru că eu cel puțin mă bucur de băieții care s-au hotărât să cânte la instrumente și fetele care cântă cu mult curaj. Domnul să-i țină tot așa lângă el, pentru că lângă el au un viitor și o perspectivă. Amin. Aș vrea în această dimineață să continui ceea ce am început data trecută. N-am vrut să lungesc mesajul de atunci și am hotărât să-l împart în două. Înainte de a începe mesajul respectiv, aș dori să vă cer dacă vă puteți să vă ridicați. Vreau din nou să dau citire la Eclesiastru capitolul 5, de la 1 la 7. Este un cuvânt pe care l-am citit și data trecută, dar este un cuvânt așa de important din punctul meu de vedere încât merită să-l mai citim încă o dată și nu doar să-l citim, ci să medităm, să lăsăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne schimbe, să ne transforme dinăuntru spre afară. Eclesiastul capitolul 5, de la versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă i-ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: ah, m-am pripit, îmi cer iertare. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Și acum concluzia. Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, și noi așa că avem și noi multe vise, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile și pentru început, știu că sunt și persoane noi în această dimineață, de aceea vă spunem bun venit în această dimineață, Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne bucurăm că sunteți aici, oriunde ați fi în sală, sus, jos, avem și oameni din alte confesiuni, Dumnezeu și pe dumneavoastră să vă binecuvinteze și ne bucurăm în această dimineață că ne putem întâlni împreună pentru a învăța despre viața creștină, despre cum să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu care este Creatorul nostru. În această dimineață vreau să facem o scurtă recapitulare. Așa mi-a plăcut de felul meu, întotdeauna când fac un lucru să recapitulez pentru ca să-mi intre și mie mai bine în memorie și în minte. De aceea o să fac acest lucru și în această dimineață. Am vorbit despre arta sau dacă vreți disciplina. Am numit-o disciplină pentru că este mai mult decât o artă. Înseamnă că trebuie să te lupți. Înseamnă că este o luptă continuă, nu este ceva ce o faci astăzi sau o duci astăzi și ai terminat. Disciplina tăcerii este ceva ce trebuie să practici în fiecare zi până mori. Nu ai ajuns la 84 de ani cât are sora Valeria, așa-i? 84? Și spui gata, am ajuns la 84, cred că am ajuns suficient de bun în domeniul acesta, merită să o las moale. Nu, și la vârsta aceea te mai mâni, așa e sora Valeria, și la vârsta aceea mai spui ce nu trebuie, și la vârsta aceea îți pară rău de anumite cuvinte pe care le-ai spus, și atunci trebuie să înveți disciplina sau arta tăcerii. Data trecută am răspuns la o întrebare pertinent, de altfel, de ce oamenii vorbesc mult? Și tuturor ne place să vorbim. Sunt puțini oameni care seamănă cu Laurențiu sau cu Gabi Dinu. Sunt foarte puțini. Majoritatea dintre noi suntem oameni care vorbim și în general vorbim mult. De ce râzi, Laurențiu? Câteva răspunsuri la această întrebare. Oamenilor le teamă să fie singuri și atunci, ca să nu fim singuri, de obicei vorbim. Și vorbim că suntem singuri, vorbim că suntem cu alții și nu doar atâta, dar nu că doar că vorbim noi, dar ne place gălăgia în general și data trecută v-am spus lucrul acesta. De obicei când ajungi acasă, primul lucru ce-l faci este după ce mănânci o masă copioasă este să dai drumul la televizor și să meargă Andreea Esca, să spună cam ce s-a mai întâmplat în România. Sau
pe oricine altcineva ascultați dumneavoastră. Întotdeauna ne place gălăgia, suntem înconjurați de sunete, de mult zgomot și facem lucrul acesta pentru că ne e greu să rămânem singuri cu noi înșine, cu propriile gânduri, cu propriile fapte, să ne analizăm viața și atunci fugim de o astfel de realitate. Un alt motiv pentru care ne place gălăgia sau vorbim mult este că cumva avem această credință falsă de altfel, că dacă vorbim mult, chiar și în rugăciune de altfel, de aceea am citit Eclesiastul 5, chiar și în rugăciune, credem că spunem și ceva. Ori realitatea este că Solomon și mai târziu înțeleptul, cel mai mare înțelept, Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 6 ne spune că păgânii sunt cei care vorbesc mult și mai ales bolborosesc, crezând că prin acest lucru ei vor fi ascultați. Solomon, atât Solomon cât și Domnul Iisus Hristos ne învață că nu multele cuvinte rostite înseamnă comunicare, ci profunzimea cuvintelor noastre. Țineți minte că v-am spus data trecută și este un sfat pentru mine, în mod special, un om al rugăciunii care m-a sfătuit la un moment dat așa, mi-a spus, adică când mergi în rugăciune, spune-i Domnului tot ce ai de spus în prima parte a rugăciunii și apoi taci înaintea Domnului, ca și Dumnezeu să-ți vorbească. Un al treilea motiv pentru care oamenii în general vorbesc mult este pentru că cumva vrem să ne afișăm importanța. Cu cât avem mai mult, cu atâta ne place să le arătăm oamenilor, nu doar prin fapte, dar ci și prin vorbele noastre. Și dacă țineți minte, una dintre caracteristicile lumii acesteia, conform 1 Ioan, este lăudărășia vieții. Cine sunt, ce fac, cu ce mă ocup, care îmi sunt prietenii, cât de deștept sunt, câte diplome am. Și cam astea sunt lucrurile cu care oamenii se laudă în general. Mai departe am vorbit despre exemplele biblice al tăcerii. Am văzut că Scriptura nu doar că ne învață să tăcem, ci ne arată modele, ne arată oameni în Scriptură care au învățat să tacă înaintea oamenilor. Unul dintre acești oameni este Amos. Dacă țineți minte, v-am spus că a fost un profet și profeții erau unși de Dumnezeu, erau autorizați de Dumnezeu să vorbească în numele lui Dumnezeu. Și de obicei acești profeți mergeau chiar și în curtea împăraților să le spună un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și interesant este că într-un moment de corupție totală, într-un moment de haos în general, când ar fi trebuit Amos să spună ceva, să aducă un cuvânt de la Domnul, Domnul Iisus, Dumnezeu de fapt îi spune prin Amos 5:13, de aceea în vremuri ca acestea, dificile, corupte, înțeleptul, adică tu, Amos, trebuie să taci, că sunt vremuri rele. Așadar, iată un om care a învățat să tacă. Un al doilea om care a învățat pe parcursul vieții lui, atât în curtea regală, adică în curtea lui Saul, cât și mai departe, când a fost un fugar toată viața, aproximativ 8-10 ani din viața lui, David a învățat să tacă. Și țineți minte că am vorbit și despre acest lucru, chiar David spunea la un moment dat în Psalmul 39, ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii căci va sta câtă vreme, va sta cel rău înaintea mea. Și v-am spus atunci că cel mai mulți comentatori spun aici că ar fi vorbit despre Saul. Când Saul stătea înaintea lui și David avea motive, ar fi avut motive să-i întoarcă fapta, ar fi avut motive să-i vorbească într-un mod autoritar lui Saul, pentru că el fusese uns ca împărat. David a învățat să tacă. Mare lucru. Domnul să ne ajute și pe noi. Aș vrea să continuăm modelele biblice ale tăcerii și vreau să vă dau exemplu, dacă vreți, suprem, exemplu suprem al tăcerii, și anume Domnul Iisus Hristos. Dacă a fost cineva care a știut să tacă, a fost Iisus. Culmea că, totuși, Iisus nu este recunoscut pentru tăcere, ci pentru capacitatea lui extraordinară de a fi un bun orator. Toți, inclusiv laicii, oamenii din lume, vor recunoaște, inclusiv budiștii, chiar musulmanii vor spune că Iisus a fost un profet puternic în cuvinte. Oamenii îl aclamă și spun într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a fost un om care a știut să vorbească frumos. Și nu numai că a știut să vorbească frumos, dar Iisus a avut această capacitate rară întâlnită,
în care a luat lucrurile complicate ale vieții și chiar ale împărăției lui Dumnezeu, despre care nimeni nu știa nimica, pentru că El venise de sus, știa să ia lucrurile complicate și profunde și să le spune în termeni simpli și pe înțelesul tuturor. De aceea spune Biblia, că citim în Biblie, că El a rostit cel puțin 27 de pilde, de nu mai multe. Pentru că El a vrut să comunice cu oamenii și a vrut să vorbească despre lucruri complicate și profunde, dar într-un limbaj accesibil tuturor. Și cumva El este recunoscut pentru acest lucru, dar adeseori uităm că Iisus a fost un bărbat care deși ar fi avut întotdeauna ceva de zis, El a fost cel mai înțelept, El întotdeauna ar fi avut un cuvânt de la Domnul, dar au fost momente și chiar momente cheie în viața lui Iisus în care El a învățat, s-a disciplinat, s-a autodisciplinat, a învățat să tacă. Și haideți să vedem doar câteva dintre aceste momente importante. În momentul în care, cel mai important de altfel, grădina Ghețimani, în momentele ultimele zile ale vieții lui Iisus, când putea să își apere cauza, pe ce avocat mai mare trebuie decât Domnul Iisus Hristos, care putea să-și apere cauza, putea să-și dovedească dreptatea prin cuvintele lui oratorice, prin elocvența sa, care putea să spună că El este nevinovat. În acele momente, uitați ce ne spune Sfânta Scriptură. Matei 26, în fața marului preot, știind că prima dată a fost dus în fața marului preot, marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic? Chiar nu te interesează ce zic ăștia despre tine? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Nu vezi câte lucruri sunt, câte acuzații grele și grave sunt împotrive? Știi că lucrurile acestea, dacă se dovedesc a fi adevărate, vor rezulta în moartea ta? Cu alte cuvinte, îi spune marele preot. Iar Biblia ne spune că Iisus tăcea. Păi mă, nu înțeleg, Doamne, chiar acum? Ăsta este momentul cel mai potrivit să le dovedești tuturor, în față, în public, să le arăți că tu ești nevinovat. Și chiar acum tu taci? Da, acum este momentul tăcerii. Ne spune Biblia un pic mai jos, în Matei 27, 11 și 12, că în fața lui Pilat, marele preot mai era, cine mai era? Dar Pilat, cine era Pilat? Era omul guvernator, era omul care putea să le libereze. Și uitați ce ne spune Biblia. El, Iisus Hristos, nu a răspuns nimic la acuzațiile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi tu de câte lucruri te acuză aceștia? Iar Iisus, încă o dată ne spune Biblia, nu i-a răspuns la niciun cuvânt. Nici la acuzații, nici la întrebarea lui Pilat. Așa că Pilat se mira foarte mult de tăcerea lui Iisus. Păi stai mă, până acum ai vorbit și acum taci? Da, acum este momentul tăcerii. Biblia consemnează de asemenea prin prorocul, profetul Isaia, că în momentele cel mai dificile din viața lui, când a fost nu doar interogat, atunci a putea să tacă, dar când ești chinuit și asuprit, bajocorit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce ai spus. Majoritatea dintre noi, știți când vorbim când nu trebuie? Atunci când ești pus sub presiune. Când ești pus la colț, atunci începi să spui și din prea plinul inimii vorbește gura și atunci spui ce nu trebuie și îți pare rău după aia. Dar Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost chinuit, atunci când era în cele mai grave momente de tulburare, chiar și psihică, știm, pentru că în grădina Ghețiman a avut momente dificile și chiar lacrimile acelea s-au transformat în sânge, ne spune Scriptura. Deci a avut și el tulburări și psihice și emoționale, ca orice om. Dar în acele momente, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura. A preferat să tacă. Ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, el n-a deschis gura. Petru, mai târziu, profund marcat de viața lui Iisus, acum și el la bătrânețe, știți că tăcerea n-a fost o caracteristică a lui Petru. Întotdeauna vorbea când trebuia și când nu trebuia. Dar spre sfârșitul vieții sale, când s-a maturizat și el, când i-a venit, da, când s-a maturizat chiar și în felul în care vorbea. Uitați cum își aduce aminte el de Domnul Iisus Hristos. 1 Petru 2,22. El, Iisus Hristos, n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit, nu amenința. Lasă că o să-ți fac eu când te prind! A?
auzi oamenii din jurul nostru și hai să fim realiști, că poate și noi de multe ori, poate nu o verbalizăm, dar în mintea noastră avem gânduri de răzbunare. Și uitați ce frumos termină acest verset. Nu numai că nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit nu amenința, ci spune Biblia că el de bună voie se supunea dreptului judecător. De aceea n-a vorbit. Nu că n-ar fi avut motive să vorbească. Nu că n-ar fi avut motive să-i amenințe pe ei, că putea să ducă 5.000 de oameni odată și toată armata de îngeri să-i nimicească pe toți în acele momente. Dar el a preferat să tacă pentru că el a știut că există un adevăr mai mare. El trebuie să se supună marelui judecător, Dumnezeu Tatăl, în ziua aceea, când se va face dreptate finală. Haideți, frați și surori, să călcăm pe urmele lui. Avem atâtea modele biblice în Scriptură. Să călcăm pe urmele acestor oameni neprihăniți care au știut să tacă. Este un lucru măreț când știi să taci. În continuare aș vrea să vorbim și despre un alt aspect important de altfel. Știți că noi ca oameni întotdeauna întrebăm ce mi iese și mie. Ok, bun, și dacă tac, care este beneficiu? Aș vrea în această dimineață să răspundem la această întrebare privind la cel puțin trei laturi. În primul rând vreau să privim la latura verticală. Cum să practicăm disciplina tăcerii în relație cu Dumnezeu Tatăl prin rugăciune, prima latură. A doua latură, orizontală, cu oamenii, când să tăcem, când să vorbim și care sunt beneficiile tăcerii în relație cu semenii și ultima latură, în relație cu mine însumi, cu sinele meu propriu. Cum ar trebui să practic această tăcere? Haideți să începem cu prima, disciplina tăcerii în relație cu Dumnezeu. În primul rând, A.W. Tozer, apropo să știți că avem câteva cărți la bibliotecă despre scrise de Tozer, foarte bune de altfel, vi le recomand, le-am citit pe toate. Unul dintre cei mai profunzi oameni ai credinței se ruga astfel și vă rog să fiți atenți la ce rugăciune puternică, așa am notat-o pentru că mi-a plăcut foarte mult. Doamne, învață-mă să tac și să ascult. Viața și așa este zgomotoasă și urechile mele au obosit de miile de zgomote care le asaltează neîncontenit. Mii de voci în fiecare zi, ba că e radio, ba că este șantierul, ba că sunt claxoanele mașinilor, ba că este trenul, ba că mii și mii de zgomote care ne asaltează necontenit urechile. Dăm spiritul tânărului Samuel care spunea: Doamne, vorbește, căci robul tău tace și ascultă. 1 Samuel 3:9. Vorbește, Doamne, căci am tăcut. Am avut ce am avut de spus și acum tac. Foarte important. Și un prim beneficiu atunci când taci în relație cu Dumnezeu și în rugăciune este că reușești să-i faci loc Duhului Sfânt să-ți vorbească. Nu e un lucru genial ce spun, dar vreau să vă spun că adesor uităm lucrul acesta. Așa cum ne spun foarte mulți oameni, venim înaintea Domnului cu o listă de cumpărături și arătăm Domnului cam ce ne doare pe noi și ce ne interesează pe noi și cam atât. Și în moment ce am terminat cu lista noastră de cumpărături și cu lista noastră de bolnavi și de probleme, închidem gura și plecăm. Problema este că nu lăsăm niciodată loc Duhului Sfânt să ne vorbească. Toți avem programe super încărcate. E cineva aici care are timp berechet și nu știe ce să facă cu el? Și dacă n-ai copii, și dacă n-ai familie, și dacă n-ai servici sau orice altceva care ar putea să sugrume programul, știți cum e în viață, dacă n-ai tu de lucru, îți face diavolul de muncă și de lucru. Niciodată n-ai timp, mai ales, cum spuneam data trecută, pentru lucrurile esențiale. Pentru biserică niciodată nu ne găsim timp. Asta e realitatea. Are grijă societatea și chiar diavolul să-ți dea ceva de făcut întotdeauna. Dar vreau să spun această dimineață clar și răspicat. Când îți disciplinezi timpul, metaforic vorbim, că nu poți să disciplinezi timpul, te poți disciplina pe tine. Dar când ești atent la felul în care îți petreci timpul în lumea aceasta, atunci îi lași loc și celui de sus, adică lui Dumnezeu, să-ți mai zică și el câte ceva. Așa de ocupați sunt de frați și sorori. De dimineață până seara, acum mai nou, diavolul prin televiziune ne captează până la 11, până la 12 noaptea și ești așa de obosit și nu mai poți să faci nimic. Ce să mai zic, să mai lași loc Duhului Sfânt să-ți vorbească? Astea sunt chestii băbești, antice. Nu mai lăsăm loc Duhului Sfânt să ne vorbească, să ne mai mustre că am făcut atâtea lucruri fără să fie voia Lui.
El de mult ar fi vrut să spună și el câte ceva, dar ai fost prea ocupat să-ți dai tu cu părerea. Întotdeauna avem ceva de spus, știți, nu? Mereu ne dăm cu presupusul, știm noi ce a vrut să spună el, știm noi ce a vrut să facă fratele, știm noi ce a vrut să facă sora. Întotdeauna ne dăm cu presupusul, avem o părere, vrem să ne facem singuri dreptate, mereu avem ceva de să-l arătăm celorlalți din jur și mereu vorbim și vorbim și vorbim și niciodată nu lăsăm timp Duhului Sfânt să ne vorbească. E altă rugăciune pe care am ascultat-o și am experimentat-o în viața mea. Și mă rog să știți, mă rog astfel, să știți că nu e rău să te rogi și cuvinte și rugăciuni scrise. E un lucru chiar bun câteodată să mai meditez la rugăciune. Și mi-am notat așa: Doamne, ajută-mă să te aud când îmi vorbești. Ajută-mă să mă obișnuiesc cu vocea ta. Și aici este punctul cheie. Doamne, fă liniște. Nu poate fi impresionată cu absolut nimic. Fă liniște, Doamne, în viața mea, pentru că nu mai vreau să las loc lumii să-mi vorbească. Ai curajul în această dimineață să te rogi așa? Doamne, fă liniște în viața mea. Da, știți că uneori această liniște înseamnă că toată chiar o experiență tragică prin care Dumnezeu te aduce poate în patul de suferință și doar așa poate să te liniștească. De aceea în această dimineață mă rog, Doamne, fă Tu liniște și înainte să ajungi Tu să ne obligi să ajungem la locul tăcerii, ajunge să ne disciplinăm singuri, să ne facem timp în programul nostru super aglomerat, să tăcem și să ne vorbești. Un alt beneficiu al tăcerii în relație cu Dumnezeu este acesta: recunoașterea unei relații speciale și chiar intime cu Tatăl Ceresc. Acum înțeleg mult mai bine cuvintele lui Iisus în Matei 6, când spunea el așa: când vă rugați, să nu spuneți multe cuvinte. Pentru că dumneavoastră, cum v-am spus și repet de fiecare dată, păgânii fac așa. El ne spune, nu așa trebuie să faceți voi, pentru că rugăciunea, de fapt, nu este o chestie în care Dumnezeu trebuie să-l ții un pic update, așa, să-l mai ca pe Facebook, să mai zici ce se mai întâmplă în viața ta, pentru că nu că n-ar ști Dumnezeu ce se întâmplă. Dumnezeu vrea să fim altfel. Iisus ne spune, voi aveți o altfel de relație cu Dumnezeul, Tatăl, Creatorul. Lui nu-i trebuie să-i spui multe cuvinte, pentru că versetul 8 ne spune așa: Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință în viața voastră. Tatăl vostru vă cunoaște inima. Tatăl vostru vă cunoaște inima și durerile din inima dumneavoastră. De aceea, mai înainte ca să-ți ceri tu ceva, El deja știe. De aceea, în fața Lui și înaintea Lui, taci ca să-i recunoști suveranitatea și atotputernicia. Așadar, când practic această disciplină a tăcerii în rugăciune, nu faci altceva decât să recunoști că El este Tatăl, atotputernic, omniprezent, omniștient, omnipotent, un Dumnezeu care nu este limitat în gândire, spre deosebire de mine, un Dumnezeu care nu este limitat în înțelepciune, spre deosebire de mine, și când eu vorbesc tot timpul, încerc să cred că sunt ceva, și când nu mai las loc Duhului Sfânt și Dumnezeu să-mi vorbească și nu mai las loc acestei relații speciale, atunci inversăm rolurile. Dar când faci loc și în tăcere stai înainte Domnului în rugăciune, atunci recunoști că nu cuvintele tale aduc neapărat răspuns la rugăciune, ci inima Tatălui căruia îi pasă de tine. Asta e diferența. Haideți să practicăm tăcerea chiar și în relație cu Dumnezeu. Pe scurt, în tăcere predau controlul vieții mele Tatălui Ceresc. Nu e a mea viața? E a ta, Doamne. Tu știi mai bine. Apoi, aș vrea să discutăm un pic despre disciplina tăcerii în relație cu cei din jurul nostru, cu semenii noștri. Aici vreau să vă spun că avem cele mai multe probleme. Așa-i? Și v-am spus data trecută și cred din toată inima mea că dacă Biserica Efraim ar practica tăcerea mai des, Biserica Efraim și relațiile între noi ar fi așa cum trebuie. S-ar consolida, ar exista o unitate. Și o să vă dau exemple mai târziu. În relațiile cu semenii noștri, adeseori ajungem la conflict, este adevărat? Și să nu spun 9 din 10, dar cel puțin 4 din 10, de nu mai mult, motivul este acesta: lipsa tăcerii sau, în contrast, dacă vreți, vorbitul când nu trebuia sau
vorbitul prea mult. Cam astea sunt motivele, sau printre alte motive, cam și ăsta este un motiv, că nu știm să tăcem în relație cu frații, cu surorile și cu semenii noștri. Primul beneficiu așadar când practici tăcerea în relație cu oamenii din jurul tău este că eviți conflicte inutile. Câte conflicte inutile n-avem în viață? Fii sincer. În familie, de câte ori ne certăm pentru lucruri care nu sunt esențiale? Și dacă am ști să tăcem în anumite contexte, în anumite momente ale relației, chiar și între parteneri, am învăța că am evita multe conflicte în familie și în biserică, dacă ai ști să taci. Dacă ai ști să taci. Acum, Iisus ne-a învățat să practicăm tăcerea chiar și în această relație, când tot în Matei capitolul 6, dacă vreți, versetul 39 ne spune așa: când te lovește cineva pe obrazul drept, ce să faci? Ameninți-l că îi dai și tu una mai tare. Nu. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, fiindcă el se supunea dreptului și marelui judecător. Asta ne-a învățat Iisus. Când cineva te lovește, când cineva te bârfește, când cineva te vorbește de rău chiar în fața ta, când cineva vrea să-ți demoleze, vrea să te să defăimeze, vrea să-ți distrugă relația și imaginea ta și tot ceea ce ești tu, în momentul acela, practică tăcerea. În loc să te răzbuni, taci și întoarce-i și celălalt obraz. Ce ziceți? Reușim sau nu reușim? O întrebare pentru dumneavoastră. Cum ar arăta familia noastră? Cum ar arăta biserica noastră dacă oamenii ar practica disciplina tăcerii în relații? Ai auzit ce a zis despre Adi? Ce tu nu știi? Hai să spun. Tu ce părere ai despre chestia asta? Și tu, ca un om duhovnicesc care a învățat disciplina tăcerii, spui așa: măi, sincer, n-am auzit. Dar sincer, chiar nici nu mă interesează. N-am nicio opinie, n-am nicio preferință, n-am nimic de spus. Prefer să tac. E închis gura? Absolut. Bârfitorul, dacă n-are cu cine să bârfească, se oprește. Da? Auziți ce s-a întâmplat cu sora Ileana? N-am auzit. O fi adevărat? Nu știu. Dar nu mă interesează. Prefer să tac. De ce să-mi dau cu presupusul? De ce să spun eu ceva care mai târziu s-ar putea să vină împotriva mea? Este adevărat, frați și surori. Dacă am fi mai înțelepți și nu ne-am dat noi cu opinia și cu presupusul, cred că relațiile noastre s-ar îmbunătăți drastic. Vine bărbatul nervos acasă și începe să strige: ți-am zis că nu mai suport! Tu întotdeauna! Și știți că deja sunt niște cuvinte cheie, magice: întotdeauna, niciodată, tu, mereu. Și tu, ca soție înțeleaptă, în momentul acela, dacă știi să taci, pentru că știi că nu întotdeauna faci așa, s-ar putea să mai faci lucrul acela, dar nu întotdeauna, niciun caz, ai putea și tu să-i întorci, da, vorba. Păi tu mă urești, mă, care tu mereu, da? Să taci în momentul acela evită multe conflicte inutile. Pentru că începe și ea să spună ce ai făcut-o acum 3 luni de zile, după aia aduci și tu aminte ce a făcut acum 6 luni de zile și începe așa un exercițiu al memoriei. Fiecare aduce la tavă altceva. Dacă ai ști să taci în momentele acelea, și recunosc că toți suntem falimentari în privința aceasta, ar fi minunat. Al doilea beneficiu al tăcerii în relație cu oamenii din jurul nostru e că înveți, și un lucru extraordinar, fantastic să înveți, să ajungi la acea înțelepciune că oamenii sunt mai importanți nu pentru că spun ceva, ci pentru că sunt ceva. Nu cuvintele ne dau importanță, ci identitatea noastră, prezența noastră e mai importantă. Clipele cele mai profunde, spunea cineva, ale vieții se trăiesc în tăcere. Știați lucrul acesta? Clipele cele mai semnificative și profunde ale vieții se trăiesc în tăcere. Să vă dau doar câteva cazuri. În tăcere te apropii de un om bolnav în spital, da? Când am fost la Cristi, n-am mers ca la petrecere: hei, Cristi, ce faci? Mă bucur să te văd aici. Mergi acolo în tăcere, pentru că sunt oameni bolnavi. Acolo îți dai seama că e o durere. Și nu te poți apropia de un om strigând, ci în liniște. Și dacă s-ar putea să nu spui nimic, că totodată ar fi de aur. Știți că tăcerea uneori e de aur.
Este neînțelept într-un astfel de context să-ți dai tu cu presupusul. Știu eu de ce Dumnezeu te-a dus aici, mai ales dacă Dumnezeu nu ți-a vorbit să-i spui ceva. Mai bine taci. În liniște te apropii de cineva când e bolnav. Momente profunde. Așa e, George? Când era Naomi în spital, nu cred că aveai chef de multe vorbe atunci, ci prezența ta, ci liniștea aceea era totul. Și cred că toți am avut astfel de experiențe. În tăcere mergi la un privechi să îmbărbătezi o familie sau chiar pe cineva din familia ta. Nu mergi acolo să spui cuvinte multe, pentru că într-o casă de jale taci și îți aduci aminte cât de trecătoare este viața și cât de trecător și de deșert ești și tu ca om și gândurile tale și planurile tale. Și acum, bineînțeles, am experimentat și eu în tăcere, te apropii de patul bebelușului când e seara târziu și îmi vine așa să o pup pe Rebecca, să o sărut așa ca o chestie de noapte bună. În tăcere o faci, pentru că savurezi fiecare clipă, pentru că știi că și așa puținele sunt clipele când sunt mici. Așa e, frate Coman. Cresc toți copiii și să căsătoresc și la casă lor și rămâi tu cu soția. Și momentele acelea de tăcere, când ești tu și copilul acela în brațe, sunt momente profunde. Nu-ți trebuie multe cuvinte. Prezența ta înseamnă absolut tot în acele momente. Atunci îți dai seama că oamenii și sunt mai importanți decât cuvintele, ci prezența lor este mult mai importantă. În rezumat, relațiile se definesc nu atât de mult prin vorbe, ci prin prezență. Și aici vă pun întrebarea, tați, mame și noi, ești prezent în viața copiilor în evenimentele sau la evenimentele importante? Asta vă spune mai mult decât o sumedenie de cuvinte. Dacă ești prezent la graduarea lui, dacă ești prezent atunci când este într-o perioadă mai dificilă în viață, atunci când poate trece printr-un moment de cădere, de depresie, ești prezent? Pentru că momentele acelea, tăcerea, este mai importantă decât 1000 de sfaturi. Ți-am zis să nu mergi acolo și uite ce s-a întâmplat. Și așa nu înțelegi atunci. În momentele acelea trebuie să taci și să-L îmbrățișezi și să fii prezent. Asta este mult mai important. Există un al treilea beneficiu în relație cu semenii când practici tăcerea. Poate o să râdeți de mine, dar sincer să vă spun, am practicat lucrul acesta și chiar am reușit într-o măsură sau alta. Atunci când practici tăcerea, câștigi respectul celor din jur. În anumite circunstanțe ale vieții, câștigi respect chiar și atunci când nu meriți. Știați lucrul acesta? Știți că Biblia ne zicea lucrul acesta. Haideți să vedem. În Proverbe 17, 28, nu l-am acolo. Chiar și un prost, ne spune Biblia. Ce spune Biblia? Ar trece de înțelept dacă ar tăcea. Auzi, nu trebuie să fii mare filozof cu 7 facultăți, doar să taci, atât ne spune Biblia. Și ești un om înțelept. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea. Și de priceput dacă și-ar ține gura. Iov 13:5. O, de-ați fi tăcut! Ce înțelepciune ați fi arătat? Vorbea despre prietenul lui atunci. Și aici ne mai ajută un proverb românesc, probabil izvorât din Scriptură. Dacă ai tăcea, filozof ar rămâne. Dacă am ști să tăcem, oamenii te-ar respecta mai mult. Nu pentru multele cuvinte, ci pentru chiar tăcerea ta în momentele cheie. Câștigi respectul celor din jur chiar că când poate nu o meriți, când poate tu habar n-ai despre chestia aia, dar ai tăcut și nu ți-ai dat cu presupusul. Cu cât înaintez în viață, cu atât am dat seama că există chiar o deșertăciune despre care vorbea Solomon în cuvinte, în vorbe. Chiar și atunci când mai știi câte ceva, e bine să taci. Chiar și atunci când crezi că știi ceva, și atunci e bine să taci. Iată un om care însuși Dumnezeu s-a lăudat cu el. Știți că Iov a fost un om cu care Dumnezeu s-a lăudat. Cu siguranță, eu cred, din toată inima, avea o inteligență sclipitoare. Era un om bărbat înțelept. Și uitați totuși cum își sfârșește el cartea. Iov 42, de la 2 la 6. Știu, Doamne, că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Da, am vorbit ca un naiv, ca un neînțelept, fără să înțeleg ceva. De minune am vorbit care sunt mai presus de mine și pe care eu însumi nu le pricep. Am vorbit despre atâtea subiecte și am crezut că sunt cel mai înțelept și eu sunt cel care... Și acum, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut.
De aceea mi-e scârbă de mine și mă pochesc în țărână și cenușă. Tăcerea este de aur. Devii așa de mic în prezența lui Dumnezeu. Practicând tăcerea așadar, vei câștiga respectul celor din jur chiar și atunci când nu meriți. Haideți să mergem mai departe și să vedem disciplina tăcerii în relație cu este în relație cu sinele, scuzați, nu cu semenii. Tăcerea este antidotul stresului. Știați lucrul acesta? Când practici tăcerea în relație cu tine însuți, înveți să mai fii atât de stresat. Omul nu a fost creat de Dumnezeu pentru gălăgie și cu gălăgie, să știți. Astfel, atât sufletul cât și trupul nostru are nevoie de liniște și de odihnă. Lucruri care, din păcate, nu le practicăm prea des. Dormim puțin, ne odihnim puțin și nu avem liniște în viața noastră. Și te miri de ce sunt atâtea boli, de ce există atâtea lucruri în ziua de astăzi care îi duc pe oameni la spital. Ia uitați, pe exemplu, ce am citit recent. Chiar alaltă citeam și m-am mirat să văd lucrul acesta. ProTV a dat o știre recent, nu știu exact când, nu mai țin minte data, s-a făcut un studiu. Stresul este boala secolului 21. Ar putea fi la fel de contagios stresul ca o răceală. Și mai jos vorbea prin ce căi se transmit acest stres. Acum, dacă oamenii aceștia ai lumii în care trăim au ajuns la concluzia aceasta și dacă citiți articolul, vorbește despre metode cum să facem față stresului în viața noastră. Vreau să vă spun că Biblia are cea mai bună metodă. Practică, tăcere. Și cu riscul de a mă repeta obsesiv, vreau să vă spun încă o dată, tăcerea este o disciplină spirituală extrem de folositoare pentru noi, mai ales într-o lume unde suntem invadați zilnic de un stil de viață și chiar comunicare, că și viața noastră, dar și vorbirea noastră este agresivă, este negativă și grăbită. Ne grăbim mereu, suntem agresivi, mânioși, irascibili, nervoși, vii acasă ești nervos, mergi la lucru ești nervos, cu soția ești nervos, cu copilul ești irascibil, cu toți suntem nervoși, pentru că viața în sine este într-o mișcare și într-o forfotă continuă. Și atunci te miri că ești stresat, nu mai te poți face liniște, nu mai te poți bucura de absolut nimic, nici de copii, nici de realizări, nici de familie, nici de slujbă, nici de Dumnezeu, de nimic nu ne mai bucurăm, ne plictisește totul în viață, pentru că suntem atât de stresați. Și Dumnezeu ne arată calea, ne arată soluția. Opriți-vă! Opriți-vă! Mai tăceți! Mai faceți liniște în viața voastră. Aș mai vrea să mai arăt încă un beneficiu. Atunci când înveți să taci în relație cu tine însuți, eviți în viață dezastrul cauzat de luarea deciziilor importante în grabă și în zgomot. Vreau să vă spun că, și asta am observat din păcate chiar și la adolescenți, m-a întrebat unul dintre ei de ce nu poate să învețe și l-am întrebat, auzi, dar tu mai înveți cu muzica? Da, da, da. Păi și ce vrei să înveți? Dar unde e telefonul? Păi lângă mine. Păi și ce vrei să înveți? Așa de ușor atrași suntem de viața aceasta, de gadgeturile, de tehnologie, încât niciodată nu mai poți să faci un lucru de la început până la capăt. Inclusiv deciziile de viață importante se iau în grabă și mult zgomot. Ba ascultăm muzică, ba ascultăm nu știu ce predică, ba ascultăm nu știu ce bârfă, ba ascultăm ceva și suntem grăbiți. Și atunci când facem aceste două, sau când suntem în aceste două contexte, grabă și zgomot, de obicei vom lua decizii nesănătoase. De obicei, spun, nu mereu. Vreau să vă citesc ce spune un om înțelept. De multe ori încercăm să rezolvăm problemele când mintea noastră este într-o stare furtunoasă de confuzie și de haos. Nu mai știi nimic. Dar atunci când mintea este precum o autostradă cu multe benzi pe care rulează simultan zeci de gânduri, este foarte greu să găsim soluții înțelepte. Ideile, răspunsurile vieții, acestea se nasc dintr-o stare de tăcere. Când știi să taci, înveți să analizezi, să calculezi bine, să pui în balanță absolut tot. Dar când ești grăbit și când în jurul tău este mult zgomot, nu mai ai timp pentru lucrul acesta. Pentru că totul este așa, să facem ca să mergem înainte.
Când iei decizii în grabă și mai ales dacă ești și un zgomot prin preajmă, gen copilul țipă în disperat în cameră, te claxonează vecinul că nu știu ce trebuie să muți pe acolo sau nu știu, îți răspunde sau sună telefonul în disperare, toate aceste lucruri ne fac să luăm decizii nesănătoase atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru. În final, vreau să vă spun o ilustrație foarte bună pentru practicarea aceasta tăcerii. A fost o întâlnire de comitet destul de furtunoasă și unele lucruri destul de dure s-au spus în această întâlnire. Un om care întotdeauna era respectat pentru că avea o înțelepciune așa rară dată de Dumnezeu, nu spusese absolut nimic în tot timpul acelei ședințe. Dintr-o dată, unul dintre ceilalți, unul dintre lideri implicați în discuție, s-a întors spre el și i-a spus așa: mă, dar tu nu spui nimic? Chiar nu vrei să spui și tu ceva? Sunt sigur că toți ar dori să audă ce ai și tu de spus, pentru că de obicei spui ceva bine. La care spune omul respectiv: am descoperit că adeseori și tăcerea este o opinie. Am descoperit că și tăcerea este un răspuns. În viață trebuie să învățăm să tăcem. Mai mult decât atâta, nu cred că se poate spune despre disciplina aceasta tăcerii. În concluzie, ce pot spune este că a practica disciplina tăcerii este contracultural. A practica această tăcere este să noți împotriva curentului, pentru că majoritatea nu știu să tacă, mai ales când trebuie. A practica disciplina tăcerii înseamnă să renunți la firea ta personală, la eul tău, să răstignești firea ta proprie. Înseamnă să te supui lui Dumnezeu, care este singurul care știe totul, care cunoaște totul și care știe să disciplineze întotdeauna la vremea potrivită. Când data viitoare, când te vei afla, poate chiar astăzi sau mâine dimineață, când te vei afla într-o situație în care ești ispitit, ești poate chiar motivat să răspunzi, haideți să învățăm să tăcem. Amin? Haideți să ne ridicăm în această dimineață și la sfârșitul acestui studiu despre disciplina tăcerii aș vrea să ne rugăm. Fratele Coman data trecută mi-a spus că ar fi fost fain să practicăm și disciplina tăcerii în rugăciune. Eu zic că asta putem face acasă, aici trebuie să ne rugăm, n-ar fi rău să mai practicăm și aici, dar haideți să spunem Domnului în această zi: Doamne, dă-mi puterea să tac. Nu mi-e ușor, parcă ceva îmi spune să vorbesc. Dar ajută-mă să știu când să tac și când să vorbesc. Ne rugăm Domnului.